Moarte suspectă și în județul Argeș. Un bărbat a fost găsit carbonizat într-o mașină în orașul Costești. Autoturismul fusese mistuit de foc în întregime. Se fac acum cercetări în acest caz, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Trupul carbonizat al bărbatului a fost descoperit de un localnic care a dat imediat alarma. Bărbatul a fost găsit într-o mașină care fusese mistuită de flăcări în orașul Costești. Polițiștii au în calcul atât o crimă cât și un accident. În urma sesizării primite în această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției orașului Costești și ai Serviciului Investigației Criminale au făcut cercetări în orașul Costești, acolo unde s-a sesizat faptul că o mașină a ars, iar în această mașină este posibil să existe o persoană. Prima ipoteză de lucru a polițiștilor este aceea că ar fi vorba despre o sinucidere, însă toate celelalte aspecte referitoare la acest eveniment vor fi stabilite în urma cercetărilor.